Stimați cetățeni, atenție! Anunț important! Există pericol sporit de infectare cu coronavirus. Vă îndemnăm să fiți prudenți, respectând măsuri de protecție. Rămâneți acasă. Nu ieșiți în locurile publice. Păstrați distanța de cel puțin un metru de alte persoane. Spălați-vă cât mai des pe mâini cu apă și săpun. Dacă aveți febră, tuse sau dificultăți de respirație, sunați medicul de familie sau urgența la numărul 112. Stimați locuitori ai municipiului Cahul, dumneavoastră știți că noi am unit într-o situație de urgență? Știți situația care la noi în Republică e creată mult la moment? Nu să le luăm, că nu sunt farmacie, a intrat și nu-i cram de mască. Eu vă înțeleg, eu vă înțeleg. Ați venit la farmacia veterinară, da? Urgență sau pur și simplu? Urgent, știți că trebuie să vă veniți cu buletin, cu confirmare că da, ați ieșit? Niște stățile care le aveți dumneavoastră la mine trebuie să fie de strictă necesitate și urgente ca să puteți să vă aflați într-un loc public unde este într-adevăr interzis aflarea fără care vă cred. Dumneavoastră aveți? Vă rog să stați mai mult timp, să petreceți acasă, în sânul familiei, pentru că sănătatea înseamnă viață, așa că aveți grijă de dumneavoastră. Dumneavoastră știți că la noi este declarată o situație de urgență și avem o pandemie foarte gravă. Eu vă înțeleg, dar vârsta dumneavoastră e predispusă pentru a fi infectat cu virus care este persistă mult la moment. Nu mă duc, stau acasă, măi băieți. Vă rog frumos să aveți grijă și să stați mai mult timp să petreceți acasă. Știu. La revedere și să aveți o zi bună. Să comunicați, păstrați în primul rând distanța rândul 2. Cel mai principal ca atare trebuie stat acasă. Distanța de un metru, corect. Minim de un metru. Faceți cumpărături, luați un buletin de identitate dumneavoastră, vă duceți și păstrați distanța între dumneavoastră, pentru că aici v-ați adunat toți și mă uit pe persoane fără mască. Cum pe mască tine? Dacă nu. Bună ziua! Aveți o urgență? Vă aflați aici sau pur și simplu? Vreau să pun doar Poftim? Ești seri la motobloc. Păi dar știți de situația care vă avem noi în Republica Moldova? Și de ce nu stați acasă? Noi vă îndemnăm și vă rugăm să vă aflați mai mult timp acasă, pentru că a vă prezentat la un magazin agricol să luați o tehnică, nu chiar cazul, pentru a avea grijă de sănătatea dumneavoastră. Evitați locurile publice aglomerate unde sunt cetățeni. Stați mai mult timp, vă rogăm frumos, acasă, pentru că viața e mai presus ca... Vă înțeleg, necesitatea este o necesitate, dar lăsați-o să fie numai strict de urgență. Vă rog frumos, stați acasă. Bună ziua! Bună ziua! Stimați cetățeni, eu vă rog foarte mult să respectați distanța de minim un metru, unul față de altul. De ce dumneavoastră nu stați acasă? Să aveți o urgență oarecare care necesită strict să vă aflați în... Poftim? Stați mai mult acasă, aveți grijă de sănătate, purtați mască. Вот за 18 дней я третий раз в магазине. Можно ко мне сходить домой. Холодильник, мышь повесилась. И дети все хотят кушать. Ну и вы понимаете, да, чел пуцин, адика, фолосить вы кат мадец, пелазва фимын, да, да. Респектат дистанция де 1 метр, 1 фаца де алту. Персонеле ин вырста, персонеле ку боль кроничи де инима, боль респираторий ши диабет захарат, сунт челе май сенсибиле ла бала. Рамынеть акаса. Rugăm să fiți responsabili. Împreună putem opri răspândirea infecției.